slăvit să fie Domnul, Cel care ne iubit și ne iubește atât de mult. Mă bucur că am oportunitatea să fiu împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Iosif, fraților din comitet, care mi-au permis să fiu dimineața aceasta la părtășia Bisericii Betel și mi-ați dat oportunitatea să împărtășesc cu dumneavoastră atât nevoile pe care Biserica Domnului din România, din Dobrogea, mai precis, le are, cât mi-ați dat posibilitatea să împărtășesc și cuvântul Domnului. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților din Dobrogea, fratele Vasilică Coitor, președintele comunității noastre și întreaga echipă executivă. Vă transmit har și pace, binecuvântări din partea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, Biserica Speranța, Magalia, vă salută și vă binecuvântăm în numele Domnului. Deși Canada m-a primit cu frig, frații m-au primit cu căldură. Pe unde am fost, am văzut dragostea Domnului manifestată. Am ajuns în Vancouver și a început să ningă. Frații mi-au zis, frate Dorel, de două săptămâni a fost calul noi. A început să ningă. Am zis, s-o fi un accident. Am venit în Calgary. Frații mi-au zis, frate Dorel, până astăzi a fost cald. Dar sunt minus 12 grade la noi. De ceva timp n-am mai avut minus 12 grade. Și am zis, mai probabil că coincidență doar. Dar luni am ajuns în Manitoba, în Winnipeg. Și s-a stârnit o furtună la vreo două ore după ce am ajuns în Winnipeg, că o zi jumate n-am mai putut călători nicăieri și s-au blocat drumurile și încep să cred că nu-i mai coincidență. Dar slăvit să fie Domnul pentru dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. În noi, cei care suntem copiii Lui. Am să împărtășesc cu dumneavoastră, mulțumesc, am să împărtășesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta câteva gânduri despre un subiect care pe mine m-a motivat foarte tare anul trecut. Timp de 17 săptămâni am predicat în biserica noastră din cartea Iosua. Și Dumnezeu mi-a descoperit lucruri extraordinare care ne-au motivat să pășim prin credință. Să umblăm prin credință. Două generații de oameni, generația lui Moise și generația lui Iosua. Ambele generații beneficiază de aceeași promisiune din partea lui Dumnezeu. O să vă dau țara unde curge lapte și miere. Am să-mi împlinesc făgăduințele pe care le-am făcut părinților voștri. Voi sunteți generația împlinirii făgăduințelor mele față de părinții voștri, zice Domnul. Am stat și m-am uitat. Care este diferența? Ce-a făcut diferența între o generație a eșecului, o generație a fricii, o generație condusă de frică și de nemulțumire și o generație care s-a ridicat în numele Domnului și au pășit prin credință bazați pe cuvântul lui Dumnezeu? Care? Care a fost secretul? Generația lui Iosua a fost generația celor 7 ani de biruințe necontenite. Cu puține incidente, gândindu-ne la cetatea Ai și la eșecul pe care l-au experimentat din cauza neascultărilor. Dar în rest, 7 ani de biruințe necontenite. 20 de bătălii câștigate, 7 regi învinși, unul după altul, dintre cele mai puternice popoare. 40.000 de kilometri de pământ, cel mai bun pământ
de pe suprafața pământului câștigat. Ce face ca generația aceasta să fie o generație a biruințelor, luptelor pe care le-au purtat? Care este secretul acestor oameni? A fost întrebarea care ne-am pus-o și în dimineața aceasta pentru următoarele cel puțin 30 de minute. Dați-mi voie să dăm câteva răspunsuri. Ce face ca această generație să intre în promisiunile lui Dumnezeu, în făgăduințele lui Dumnezeu? Sfântul Apostol Pavel și autorul Epistolei către Evrei ne spun că istoria evreilor și intrarea evreilor în Canaan și toate experiențele lor nu sunt altceva decât niște exemple pentru noi. Sunt modele pentru noi. Sunt niște umbre la care noi ne uităm și învățăm de la ei. Pentru că Dumnezeu are pentru noi promisiuni extraordinare. Dumnezeu are pentru biserica Lui promisiuni extraordinare. Problema este că noi, de multe ori, nu intrăm în promisiunile lui Dumnezeu. Nu umblăm în promisiunile lui Dumnezeu. Și uneori frica pune stăpânire pe noi și resemnarea pune stăpânire pe noi și ne întrebăm de ce? De ce nu avem acele biruințe spirituale pe care Dumnezeu ar vrea să le avem? Haideți să vedem astăzi câteva lucruri care ne vor ajuta, cred eu, să umblăm prin credință. A venit vremea să atacăm în viețile noastre o boală. O boală care se răspândește foarte, foarte repede în poporul Domnului. Și ne-a afectat pe mulți. A lăsat în urmă greutăți, vise abandonate, căznicii distruse, speranțe spulberate, poate. A contaminat multe vieți boala aceasta. Eu numesc boala aceasta boala nu pot. Nu pot. Nu pot. Nu pot să mă abțin. Nu pot să am suficient autocontrol. Nu pot să iert. Și neiertarea face victime. Nu pot să mai am credință că Dumnezeu poate să facă ceva cu viața mea. Nu pot. Nu mai pot să cred că Dumnezeu poate interveni în problema aceasta. Și acest nu pot își pune amprenta pe noi foarte, foarte de multe ori. Uitați-vă, cartea Iosua începe cu o moarte. Cum nu se poate mai rău? După moartea lui Moise, versetul 1, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorului Moise, robul meu Moise a murit acum. Când Dumnezeu îl cheamă pe Iosua și îi spune Dumnezeu lui Iosua, scoală-te acum, Iosua putea să spună, Doamne, nu pot. Avea o sumedenie de motive ca Iosua să spună, Doamne, nu pot. Dați-mi voie pentru un minut, două, să vă explic câteva din motivele pe care Iosua le avea să-i spună Domnului, nu pot. Vreau să vă spun că Moise era totul pentru poporul Israel. Când Moise a murit, Israelul și-a pierdut pur și simplu identitatea. Moise făcea parte din identitatea lor. Era un fel de Nelson Mandela al sudafricanilor. Era totul pentru ei. Pe Moise Dumnezeu l-a chemat să scoată poporul din robia egipteană. Pe Moise Dumnezeu l-a chemat să meargă în fața lui Faraon și să aibă acele dispute cu Faraon. Pe Moise Dumnezeu l-a folosit să dea legile și legământul pe care Dumnezeu avea să-l încheie cu Israel. Moise era totul pentru poporul acesta.
Cu Moise Dumnezeu vorbea gură către gură. Și Moise moare. Moise moare. Robul meu Moise a murit acum. Scoală-te! Scoală-te! Nici nu crescuse bine iarba pe mormântul lui Moise, că Dumnezeu îi spune lui Iosua, scoală-te acum! Scoală-te! Și Iosua ascultă. Iosua ascultă. Și la doar un verset în carte mi se face cunoscut o temă majoră a cărții Iosua, așa nume. Puterea lui Dumnezeu este suficient. Puterea lui Dumnezeu vă este suficientă. Nu contează că Moise a murit. Nu contează că liderul liderilor nu mai este cu voi. Ce contează este, Iosua, că eu voi fi cu tine. Eu voi fi cu tine. Eu voi fi de partea ta. Nu contează, restul sunt detalii. Contează ca Dumnezeu să fie cu noi. Nu contează problemele noastre. Nu contează ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Contează doar dacă Domnul este sau nu este de partea noastră. Putea să spună Moise, nu pot. Un alt motiv pentru care Iosua putea să spună, nu pot, este acesta. Poporul pe care Iosua trebuia să-l conducă era ca număr de aproximativ 2 milioane de oameni. Peste 600 de mii bărbați peste 20 de ani care purtau arme, știți numărătoare din numeri. Iar cercetătorii Scripturii spun că împreună poporul era undeva peste 2 milioane de oameni, cam cât populația Bucureștiului. Putea să spună Moise, Iosua, nu pot, Doamne, să conduc poporul acesta. Dacă Moise, omul pe care Tu l-ai chemat să scoată poporul acesta, n-a putut să ducă poporul în țara pe care Tu ai spus că o să ne-o dai. Dacă Moise n-a putut să facă asta, Doamne, nu pot nici eu. Face sens. Putea să spună Iosua, Doamne, nu pot să fac asta. Trebuie să conduc un popor de răzvrătiți, trebuie să conduc un popor care nu ascultă, se îndoiesc mereu de promisiunile tale. Gândiți-vă că poporul acesta n-a avut niciodată o țară. A fost nomad sau plimbat dintr-un loc în altul. N-au avut niciodată o proprietate a lor. Știau să lupte, dar nu luptă să meargă la război împotriva cetăților. Știau să lupte cu șerpi în pustie. Știau să lupte cu altceva, dar nu războiul pe care trebuia să-l ducă mai departe. Avea motive Iosua să spună, Doamne, nu pot? Cu siguranță, da, frate. Avea motive să spună, nu pot. Mai ales că popoarele pe care trebuiau să le cucerească erau din calea afară de rele. Talmudul, care reprezintă un comentariu vechi al Bibliei în cultura iudaică, numea poporul amoriților în felul următor. Un popor viclean și păcătos, a cărui răutate întrece orice alt popor și a cărui viață nu va fi lungă pe pământ. Acesta este încă un motiv pentru care Iosua putea să spună, nu pot. Nu pot. Nu pot, Doamne. Ai văzut. Tu știi ce oameni sunt dincolo de Iordan. Tu știi ce cetăți sunt dincolo. Doamne, nu pot. Dumnezeu i-a dat următoarea declarație. Versetul 2. Acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Subliniez pe care o dau copiilor lui Israel. Pe care o dau, eu, Domnul zice, da?
pe care o dau copiilor lui Israel. Nu țara pe care s-ar putea să vă dau. Nu țara pe care voi trebuie să o cuceriți și dacă o veți cuceri, o să o luați. Nu țara pe care trebuie să dovediți că o meritați să o aveți. Țara pe care vă dau. Voi trebuie să mergeți în țara pe care eu, Domnul, vi-o dau. Accentuez acest lucru pentru că asta este cheia, frați și surori. Asta este cheia. Dumnezeu promite ceva poporului lui, iar poporul trebuie să umble în credință, să intre în promisiunea lui Dumnezeu prin credință. Prin credință. Tranzacția avusese deja loc. Dumnezeu a hotărât asta și deja tranzacția avusese deja loc. Ei trebuiau doar să asculte. Victoria fusese deja câștigată. Decizia fusese deja luată. Evreii au primit această țară pentru că Dumnezeu a stabilit că va fi a lor. Pe când Iosua s-a ridicat din țărâna pământului, din supărarea lui, din dezamăgirea lui, și în momentul în care Iosua a pășit deja, a făcut primii pași, orice loc va călca talpa piciorului tău, Iosua, va fi terenul vostru. În momentul în care a făcut primii pași, s-a activat pur și simplu promisiunea lui Dumnezeu. Și pământul acela a devenit țara lor. Versetul 3 și 4. Ținutul vostru se va întinde de la pustiu și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților, și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. De ce? De ce va fi țara voastră atât de mare? Pentru că voi sunteți buni? Nu. Pentru că voi sunteți războinici buni? Nu. Pentru că voi sunteți mai buni decât părinții voștri? Nu. Pentru că eu, Domnul, am hotărât asta. Pentru că eu, Domnul, am hotărât asta. Mă întreb dacă nu este momentul ca și noi să facem la fel. Dacă ți-ai dat inima lui Hristos, Dumnezeu ți-a dat și ții promisiune extraordinară. Ne-a dat Dumnezeu promisiune extraordinară. Dacă veți citi Cartea Efeseni, Cartea Efeseni este un fel de versiune a Noului Testament a cărții Iosua. În Efeseni, capitolul 1, versetul 3, cuvântul Domnului ne spune că ne-a binecuvântat cu tot, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești, în Hristos Iisus, slăvit să fie Domnul. Vreau să faceți o analiză pe text aici. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nu ne va binecuvânta. Nu este aici un viitor. Ci El deja ne-a binecuvântat. Este o acțiune trecută. Dumnezeu deja ne-a binecuvântat. În momentul în care noi ne-am dat viața lui Hristos, în momentul în care noi suntem în Hristos și Dumnezeu se uită la noi prin Hristos, noi suntem binecuvântați. Crezi asta? Crezi că tu ești fiu și tu ești în Hristos și Dumnezeu deja a luat decizia binecuvântării tale? Cred cu convingere acest adevăr. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Cu alte cuvinte, din moment ce ne-am întors la Dumnezeu, noi, toți, copiii lui Dumnezeu, avem tot ce ne trebuie. Tot ce ne trebuie, toate resursele pentru a fi ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Dați-mi voie să mai spun o dată acest adevăr. Avem toate resursele la îndemână să fim ceea ce vrea Dumnezeu să fim.
Să atingem potențialul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Dumnezeu, pentru fiecare din noi, are o viziune. Cum vrea Dumnezeu să fim? Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu a pregătit pentru noi deja faptele bune în care să umblăm. Cred asta cu convingere. Cred asta cu convingere că fiecare din noi, pentru fiecare din noi, Dumnezeu are un plan măreț și El vrea să împlinim planul pe care El îl are cu privire la noi. Avem tot ce ne trebuie la dispoziție să fim ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Majoritatea oamenilor, sau majoritatea dintre noi, de multe ori, de foarte multe ori, nu suntem conștienți de ce s-a întâmplat la mântuire. De ce s-a întâmplat în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu. Am observat că atunci când vorbim despre mântuirea noastră, vorbim despre trecutul nostru. Vorbim despre trecutul nostru. Am fost păcătoși, am avut o natură păcătoasă, prin jertfa Domnului am fost iertați, am fost salvați, trecutul nostru a fost rezolvat. Și așa este, slăvit să fie Domnul pentru asta. Trecutul nostru a fost rezolvat. Dar dați-mi voie să vă spun că mântuire, efectul mântuirii în viața noastră, nu are de-a face doar cu trecutul nostru. Are de-a face și cu prezentul și cu viitorul nostru. Credeți asta? Sunt convins de asta. Sunt convins de asta. Spunea cineva, dacă duci o mașină veche, murdară, la spălătorie, băieții se străduie să o spele bine, să o curățească, dar tot mașină veche aduci de acolo. Nu aduci un bolid, nu aduci o mașină nouă. Doar spălat. Dumnezeu a făcut mult mai mult cu viețile noastre decât să ne salveze, să ne spele trecutul. Dumnezeu ne-a pus într-o poziție de autoritate. Noi nu suntem singuri. Noi suntem, spunea Pavel, în Hristos, în locurile cerești, într-o autoritate spirituală. Noi nu suntem la voia întâmplărilor. Și din când în când, poate când noi îl implorăm pe Dumnezeu, Dumnezeu vine și se atinge de viețile noastre și intervine în viața noastră? Nu. Nu, frați și surori. Iată ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Frați și surori, toate lucrurile. Există potențial pentru o nouă atitudine. Există potențial pentru un nou autocontrol în viețile noastre. Există potențial pentru o nouă credință în viețile noastre. Există potențial pentru compasiune în viețile noastre. Pentru Iosua, zilele glorioase au început cu o schimbare de mentalitate. Pentru Iosua, zilele glorioase au început cu o schimbare de mentalitate. Vechi părinții lor au spus în felul următor. Aduceți-vă aminte de iscoade. Iscoadele au spus în felul următor. Dincolo de Iordan sunt uriași. Sunt cetăți înalte. Nu vom putea cuceri țara. Asta e vechea mentalitate. Dușmanul e mare, dușmanul e puternic. Problemele noastre sunt multe, prin urmare, nu vom putea câștiga. Asta e vechea mentalitate. Noua mentalitate spune în felul următor. Iosua și Caleb au spus în felul următor, da, cetățile sunt înalte, zidurile sunt groase, da, tot ce au spus frații noștri, așa noi, dar Dumnezeu a promis că ne dă țara aceasta. Și dacă El a spus, asta așa va fi. Înțelegeți diferența?
Da, lumea aceasta în care trăim e așa cum e, dușmanul e așa mare, dar noi suntem în Hristos. Noi nu suntem singuri. Noi nu suntem singuri. Biruința deja a fost câștigată. Hristos a biruit pe diavol, slăvit să fie Domnul. El a biruit deja. El a biruit. Noi suntem protejați pentru că noi suntem în Hristos. Vechiul tipar spune, eu trebuie să câștig favoarea lui Dumnezeu și dacă voi câștiga favoarea lui Dumnezeu, poate Dumnezeu mă va binecuvânta. Noul tipar spune în felul următor, am deja favoarea lui Dumnezeu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu deja am favoarea lui Dumnezeu. Voi intra în promisiunile lui Dumnezeu. Înțelegeți diferența? Succesul lui Iosua, una din chei, se datorează acestei schimbări de paradigmă, schimbări de idee. Deja Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea. Deja noi suntem fii al lui Dumnezeu. Testamentul a fost scris deja, dar tuturor, citesc din Ioan, capitolul 1, versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. 2 Petru, 1 cu 3, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Și Biblia, frați și surori, este plină de versete care ne spun că noi deja am fost binecuvântați de Dumnezeu. Noi suntem fii. Galateni, capitolul 4, versetul 7, așa că nu mai ești rob, ci fiu și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Prin Dumnezeu. Roman, capitolul 8, versetul 16 și 17. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Slăvit să fie Domnul! Noi avem acces la resursele cerului. Noi avem tot ce are Hristos. Tot ce are Hristos. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 17. Cum este El, Hristos, așa suntem și noi în lumea aceasta. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Și atunci, sunt sigur că deja în mințile unora dintre dumneavoastră se ridică o întrebare. Dacă la dispoziția noastră stau atâtea resurse, de ce atunci uneori simțim că pur și simplu ne târâm din punct de vedere spiritual, abia supraviețuim, suntem așa de apatici și ce se întâmplă? De ce nu învățăm să umblăm în promisiunile lui Dumnezeu, să mergem din putere în putere? Așa cum Biblia ne spune că ar trebui să fim. De ce? Ce se întâmplă? M-am gândit și am încercat să dau un răspuns. Nu este neapărat un răspuns complet. Este doar ceea ce eu cred că am înțeles. În primul rând, nu știm că avem o moștenire. Am așa o vagă idee că foarte mulți dintre noi nu suntem conștienți că avem o moștenire, o moștenire glorioasă. Nu cunoaștem care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii lui, Efeseni, capitolul 1, cu 19. Unii creștini chiar nu trăiesc din moștenire, pur și simplu pentru că nu știu ca una. Nu știm că avem o asemenea resurse la dispoziție. Există o fabulă în literatura americană care spune în felul următor. Un tânăr, vrând să se distreze, a luat un ou de vulturi și l-a pus sub o cloșcă, sub o găină. A clocit
ca și puiul de vulturi și își făcea viacul prin curte împreună cu găinile toată ziua. Într-o zi, undeva în zare, a văzut o pasăre măiastră care zbura foarte frumos și ceva în vulturul acesta a trăsărit. Și a întrebat, oare ce pasăre fi asta? O găinușă care era prin curte lângă el a spus, este un vultur. Tu niciodată nu poți să fii un vultur. Tu niciodată nu vei fi un vultur. Și vulturul nostru a început să creadă asta. A început să creadă. Și a rămas să-și ducă viacul printre găinușe, scrumând prin grădină și ducându-și viața ca și găină. Îmi place fabula aceasta. Îmi place. Îmi place. Pentru că poate fi o imagine uneori a ceea ce se întâmplă în viețile noastre. Citim în Biblie despre oamenii lui Dumnezeu. Oamenii care au umblat în promisiunea lui Dumnezeu. Ne uităm la Hristos. Ne uităm la felul în care El a trăit. Cum i-a respectat El pe oameni. Cum s-a relaționat El la oameni. Și ceva în noi tresare și zicem, vreau să fiu și eu așa. Și auzim după aceea vocea, vocile care ne spun, tu nu vei putea fi așa niciodată. Nu știi ce ai făcut ieri, nu știi ce ai făcut acum o săptămână, nu știi. Și începem să ne obișnuim și să credem că promisiunile acestea nu sunt pentru noi. Și începem să ne resemnăm și să credem că tot ce ne-a mai rămas este să ne ducem viața de pe o zi de alta. Să încercăm doar să limităm cât putem de mult. Să nu ieșim în decor. Dar Dumnezeu vrea mai mult pentru noi, frați și surori. Frați și surori, Dumnezeu vrea mai mult pentru noi. Când ai fost creat, Dumnezeu a avut o viziune pentru tine. A pus în tine daruri, a pus în tine talente, a pus în tine înțelepciune, a pus în tine prezența Lui. Prezența Lui. Când tu pleci undeva, nu e singur. Când tu intri într-o căpere, tu nu e singur acolo. Hristos este cu tine. Prezența Lui este în tine și cu tine. Vă chem astăzi să nu mai ascultați aceste voci care ne spun, oh, tu nu poți. Tu te-ai născut în generația greșită. Tu te-ai născut în familia greșită. Sfântul Apostol Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Poți să te ridici deasupra problemelor tale. Poți să te ridici deasupra limitărilor tale. Poți să te ridici pentru că tu ești în Hristos. Tu nu ești singur. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dumnezeu ne spune că ne-a scos din păcat nu pentru a ne lăsa așa la voia întâmplării, să umblăm doar prin pustiu, să Dumnezeu ne-a scos de acolo să ne ducă în promisiunile Lui, în făgăduințele Lui. Pentru că Dumnezeu are pentru tine o perspectivă, o viziune. Al doilea motiv pentru care eu cred că nu trăim așa cum ar vrea Dumnezeu, la potențialul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, este acesta. Pur și simplu, nu credem că avem o moștenire. Nu credem. Pur și simplu, nu credem că Dumnezeu are ceva mai mult pentru noi. Dumnezeu are un vis pentru viața mea. Nu cred asta.
Și atunci tot ce cred că îmi rămâne de făcut e să mă duc la muncă, să trăiesc de pe o zi pe alta, să încerc să fac un viitor mai bun copiilor mei decât am avut eu, să încerc ca copiii mei să-L cunoască cumva pe Domnul și toată imaginea noastră despre viață se rezumă la lucrurile acestea. Nu credem că Dumnezeu are ceva mai mult pentru noi, ceva mai mare pentru noi. Este simplu. Iosua a crezut. Iosua a crezut. S-a ridicat și a umblat, a pășit prin credință. Pur și simplu, a pășit prin credință. Iar rezultatul s-a văzut după ce a făcut primii pași. Ei, teama noastră este să facem primii pași. Când Dumnezeu i-a spus, orice loc va călca talpa piciorului vostru, vi-l voi da. Iosua pur și simplu a crezut asta. Pur și simplu a crezut asta. Dumnezeu a făcut aceeași promisiune în urmă cu 40 de ani. Exact aceeași promisiune. Iar poporul n-a crezut. Ce a făcut Dumnezeu? A pus istoria poporului pe pauză. 40 de ani. Pauză. Și i-a lăsat. I-a lăsat pur și simplu. Pentru că nu au crezut. Pentru că n-au fost dispuși să umble prin credință. Ei aveau nevoie tot timpul de ceva palpabil. Aveau nevoie de mâncare și Dumnezeu le-a spus, nu vă luați mană decât pentru o zi. Și și-au umplut cutiile. Pentru că aveau nevoie, nu erau dispuși să umble prin credință. Diferența între unii și alții e că Iosua acceptă provocarea să umble prin credință. Și acum, la sfârșitul acestui mesaj, vă întreb, frați și surori, credem noi că prezența lui Dumnezeu locuiește în noi? Vreau să ne gândim la asta. Nu răspundeți. Credem noi cu adevărat că atunci când mă duc la jobul meu, nu mă duc singur, ci Hristos este cu mine? Credem noi că atunci când suntem singuri acasă, poate, noi nu suntem singuri, ci Hristos este cu noi. Atunci când stai în fața ecranului, computerului, crezi tu că Dumnezeu este acolo cu tine, Hristos este lângă tine. Promisiunea Lui pentru noi este că El va fi cu noi până la sfârșitul viacurilor. Și cred asta. Cred cu convingere. Crezi tu că atunci când tu ai luptele tale și spui sunt slab și nu pot depăși problema asta, limita asta, nu mi-o pot depăși, crezi tu că Hristos e acolo gata să te ajute? Gata să îți dea ceea ce ai nevoie? Vă chem astăzi, frați și surori, să nu mai considerăm că suntem victime ale mediului în care trăim, ale societății, tot mai mizere și tot mai departe de Dumnezeu. Vă chem astăzi să credem prin credință că prin Hristos putem orice. Putem fi victorioși, putem câștiga bătălie după bătălie. Nu contează de unde ne tragem rădăcinile. Nu contează că generațiile trecute, poate în familia mea, au eșuat. Nu contează că în trecutul meu au fost momente de care nu sunt foarte mândru. Nu contează. Contează dacă sunt sau nu copilul lui Dumnezeu. Și contează dacă cred că prezența lui Dumnezeu este cu mine. Filipeni 4:13, Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Te încurajez să crezi că în fiecare zi poți să câștigi bătălie după bătălie. Poți să fii ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Și voia lui Dumnezeu
este să umblăm în făgăduințele Lui, să umblăm în promisiunile Lui, care sunt extraordinare pentru noi. Extraordinare. Există autocontrol în Hristos și atunci când tu nu-L ai, în El există. Și acest nu pot, nu mai trebuie să-și pună amprenta pe noi. Iosua s-a ridicat. S-a ridicat în promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a binecuvântat. Și a fost o generație a biruinței. O generație care, prin care slava lui Dumnezeu s-a manifestat într-un mod extraordinar. Cred că asta vrea Dumnezeu pentru biserica lui în vremurile din urmă. Personal, nu cred că în zilele din urmă biserica Domnului va fi una resemnată, una în care nu va mai găsi credință când vine El. Personal, cred că Dumnezeu va aduce o vreme de trezire în biserica Domnului. Cred că ne vom ridica în numele Domnului și vom câștiga bătălie după bătălie, pentru că avem, nu-i așa, pe Hristos de partea noastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, mă rog ca harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste biserica dumneavoastră. Și aveți curaj, umblați prin credință, pășiți prin credință, pentru că oamenii lui Dumnezeu sunt oameni ai credinței. Amin. Amin. Aș vrea în minutele care au mai rămas să mai solicit pe fratele Dorel să ne vorbească puțin despre lucrarea pe care Dumnezeu o face acolo în partea de sud a Dobrogei. Data trecută ne-a vorbit despre problemele pe care le-au întâmpinat, incendiul care a distrus clădirea bisericii pe care o ridicau. Dumnezeu între timp le-a dat biruință, au fost frați implicați în lucrarea aceasta. Și lucrarea, am înțeles că propășește. Mi-ar place să auzim câteva lucruri despre lucrarea concretă pe care Dumnezeu o face acolo. Frate Dorel? Îmi face plăcere să vorbesc despre Dobrogea. Deși m-am născut în Bihor și am crescut împreună cu Cosmin Pantea, în zona Biușului, de 21 de ani, Dumnezeu m-a chemat în Dobrogea. Am ajuns într-un oraș de 45.000 de locuitori în care nu era o biserică pentecostală. În județul Constanța, în 96, când eu am mers acolo, erau 6 biserici. 6 biserici. Într-un județ. De atunci au trecut așadar 20 de ani. Iar Dobrogea este, din punct de vedere spiritual, total diferită. Avem peste 40 de biserici acum în Constanța. Și urmărim un plan de plantare de biserici. Acum suntem la mijlocul proiectului, Constanța 2022 se cheamă proiectul nostru. Și ne-am propus ca din 2012 până în 2022 să dublăm numărul bisericilor existente în Constanța. Atunci erau în jur de 30 de biserici în 2012, și scopul nostru, ca în 2022, este să avem 60 de biserici. Suntem la jumătatea proiectului și suntem cumva în grafic. Credem, prin credință, deși nu este simplu, credem că și celelalte biserici vor fi începute. Vreau să vă spun că în județul Constanța, acum, la începutul 2017, sunt peste 100 de localități. Destul de mari, cu peste 1000 de locuitori, în care nu există o biserică evanghelică. Nu vorbesc doar de pentecostal, nici baptistă sau creștină după Evanghelie. 100 de asemenea comune și sate avem în județul nostru. Biserica din Mangalia, strict, vorbim despre Biserica din Mangalia, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Prin binecuvântarea dumneavoastră și altora, ca dumneavoastră, frați de pretutindeni, am reușit să reconstruim biserica și în urmă cu 2 ani am inaugurat-o. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar, sigur, este o bucurie asta. Dar bucuria mare este ce a făcut Dumnezeu în 2 ani în această biserică. 34 de suflete am botezat în 2 ani. Vorbim de Dobrogea.
Au fost ani de zile în slujirea mea în Mangalia, ani de zile în care n-am botezat niciun om. Niciunul măcar. Sau botez mare, 4 oameni, dacă botezam, era deja ceva incredibil. Dar în 2 ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Este harul Lui. De asta vreau să vă spun și momentele în care n-am botezat oameni, tot eu am predicat, tot noi am slujit, este doar harul lui Dumnezeu. Biblia spune că există o vreme a semănatului și există o vreme a săcerișului. Slăvit să fie Domnul că după 20 de ani noi experimentăm în Dobrogea vremea săcerișului. Vreau să vă spun că au fost luni, poate ani de zile în care m-am întrebat, Doamne, n-am greșit eu cumva că am stat aici în Dobrogea 7, 8, 10 și pe parcurs, pe ce creștea anii. M-am tot întrebat, nevăzând mare lucru în urma mea, Doamne, mă duc de aici și mă uit în urmă și nu văd mare lucru. Și în sfârșit, Dumnezeu mi-a vorbit. Mi-a vorbit. Și uitându-ne în urmă, vedem o biserică de 100 de membri majori, în Mangalia doar. Vedem 5 biserici construite în jur și acum suntem în plan să mai plantăm 2 biserici. Sunt echipe care săptămânal merg în 2 localități. Dar trebuie să avem răbdare. Trebuie să avem răbdare. Există o vreme a plânsului și există o vreme a bucuriei. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru Dobrogea. Încă avem nevoie de tineri, de absolvenți, de școli biblice care să vină în zona noastră. Suntem într-o relație bună cu Institutul Teologic Pentecostal și încercăm să mai aducem tineri care să se mute în zona noastră. Dacă avem o nevoie acum, este într-adevăr o nevoie profundă de slujitori. Avem o nevoie. Avem biserici începute și greu reușim să punem din localnici până cresc spiritual. Toți vin din lume. Toți vin din lume. Trebuie să treacă 4, 5, poate mai mulți ani până când oamenii ăștia vor fi gata să slujească. Până atunci trebuie slujiți. De aceea avem nevoie de slujitori în continuare și asta este una din nevoi. Dacă veți veni prin România, lăsați-ne să știm, vizitați-ne site-ul bisericii noastre și ce mai facem noi acolo este speranțamangalia.ro. Avem acolo prezentate și proiectul de plantare de biserici și proiectul de after school și nu ne uitați, rugați-vă pentru noi. Mulțumim pentru inima deschisă pentru lucrarea Domnului din România. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Părtășie din dimineața aceasta aș vrea să o încheiem într-o rugăciune de mulțumire. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta în care a fost binecuvântați. Și în același timp, în rugăciunea aceasta, aș vrea să ne rugăm pentru lucrarea de evangelizare care se face pe toată fața Pământului. Privirile Domnului, cuprind toată fața Pământului, mâna Lui se poate întinde în orice loc. Și aș vrea să ne rugăm pentru cei care misionează, ca Dumnezeu să-i umple de putere, să însoțească mărturia Evangheliei cu semne, puteri și minuni, așa cum este scris, pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să propășească. Amin. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare, înaintea Domnului în această vreme.